Hai să vă arăt piața centrală din Atena. Mergem să luăm pește. Și vreau să vă arăt nebunia de aici. Atenbea. Intrăm aici la fructe. Să luăm din ăștia mai mari. Garide, uite garide din astea, Cătăline, luăm. Mai mergem mai în față. Și ăștia la fel sunt. Uite aici au și calamari. Doamne, prim, este la fel peste tot. Așa. Luăm garide și calamari. Garide, calamari. Haide, ia. Aici. Acolo are mai mici, dar nu vreau din aia. Uite acolo. Uite, aia de acolo. Spre mici aia. De ăștia luăm așa. Da. La fel sunt. Ce are de la asta? Să înghețați, uite. Asta e înghețat. Unde să înghețați? Luăm de acolo, proaspăt. Hai să luăm mai întâi, arată un pic. Să arăt pește. Ce sardine. Uite și aici, Marin. Uite și aici garide are. Cătăline, uite, ăștia sunt bune, ăștia sunt mari. Uite, așa să luăm de aici calamari. Ca pentru inele, ăștia sunt bune. Da. Haide, ia de aici. Calamari. Calamari. E tot aia, pentru inele nu cunoaște tot din familia aia. Da, e de familia aia, bravo. Ne. România. Ce faci? Bine, bine. Foarte bine. Foarte bine. Ένα είναι μισό κιλό. Όχι ένα, δύο. Δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Ζήσεις την κούρετσα. Aici pot să censui și curiță peștele, ce aici mie nu-mi place ca să fac să-l curăț și rugăm pe băieții de aici să ne-l curăță direct. Uite, ia de aici, sunt bune ăștia. Ia gavrul de aici. Nu-l cureți. Lasă-l, dacă e așa, domnul Sundra. Nu știu ce sunt astea. Dorul lui Bianca.
Mergem să căutăm și scoici. Toate eu n-am văzut scoici în piață. Uite și aici, mergem acolo la ieșire Longavros. Ia. Ce i-ai zis, mă? Uite și aici. Au, ăștia toți înghețați, luăm de încolo. Eu n-am văzut scoici. Hai să luăm aici, că nu-i nimeni. Nu stăm la poate. Haide. Ia garidii de aici. Ia acolo garida. Perioada lor acum, știi? În caracatițe? Care? Alea? Așa? Ia-le pe alea! Alea mari sunt ia treabși alea! Le faci în pane! Le faci! Le faci pane! De care? Luăm din alea? Sau din astea? E la fel! La fel sunt! La fel sunt, ori așa, ori așa! Ce luăm de ce ori din altă parte? Pe lângă capodul. Ena kilo. Ena kilo. Ne-l curăță? Pe ăsta. Zici să ți-l curăță. Suntem aici în centru. Cătălina, hai să trecem să luăm și niște costița afumată, că doar de aici găsim. La noi în cartier nu găsim. Vă duc prin piață un pic. Tot v-am promis din mult că vă arăt o piață grecească. Aici avem garidele, ele sunt de mai multe dimensiuni, asta este o dimensiune mai mare. Sunt și un pic și mai mari decât astea, king garida le spune, king size. Așa, le rupe piciorușele. Cam greu că s-au înnecoase. Așa facem pregătirea, facem pregătirea cu o zi înainte pentru masa de 8 martie, că aici necesită timp să curăț toate astea. Nu e chiar așa simplu. Așa, o să le curățăm după aia și intestinele, vă arăt cum se scoate. Mereu lăsăm capul și partea asta de la coadă, de aici. Deci curățăm până la ultima, penultima carapace. Așa, curățăm exoscheletul bine. După aia îl crestăm aici pe spate. Ca să scoatem intestinele. De multe ori o să vedeți că ele sunt, e transparent această carne și o să vedeți că se vede negreala asta. Observați aici, așa cu cuțitul, scoatem, ăsta este. Ok,
Gata, și l-am curățat aici. Asta, dacă nu le cureți bine, după aia ele sunt amărui. Îți dă un gust ciudat. Așa, aici, astea au, din cauza că ele sunt, cum le spune, sunt... am uitat cum le zice clasa, ele în intestine au și creierul, cu totul, la grămadă. Așa. Sistemul nervos central e aici și cu intestinele împreună. Faci operație? Da, fac operație. Și acum trecem la următoare, așa cu vreo câte sunt, vreo 15 bucăți. Mi-ar place o parte să fie în fiecare zi, e bine să dai indicații cu degetul, așa, să fii dirijor de orchestră. Eu n-am o problemă, mie îmi place să gătesc pentru familie. Așa, ăsta este calamarul. De fapt, îi zicea în altfel, e tot un soi de calamar, dar în aceeași familie. A filmat la piață. E celălalt, vărăsul. Așa, ăsta înăuntru așa are el, aici sunt prinse organele interne. Le-au curățat cei din piață. E acolo ți-l și curăță. Vezi, dar mai are. Sabia ai trebuie să o scoți. Da, asta. A? Asta de fapt e ca un fel de coloană vertebrală, cum ar fi. Uite. Vezi? Ești chirurg. Uite, asta e de fapt coloana lui vertebrală. Uitați ce interesant. E ca, zici că e din plastic. Fix ca plasticul se simte la mână. Așa. Asta este interiorul. Asta îl vom tăia cerculețe. Îl curățăm mai întâi, îl spălăm bine. Mai curăț pe aici ce plastic ce mai găsesc prin el. La el oasele ar fi cum ar fi un fel de plastic. Uitați. Vedeți? Aha. O să găsesc eu o cale să le smul de aici. Asta este cum ar veni, să zic așa, capul lui. De aici l-au tăiat așa. Uitați, cu asta se hrănește un fel de cioc aici. Uitați, vedeți? Ăsta e gura. Uitați ciocul. Are un cioc ca de pasăre, foarte tare. Și ăsta aici prinde prada cu tentaculele și îl trage aici. În ciocul ăsta. Și aici îl face varză. Dar nu suntem la național. Da, să-i scoatem și ăsta. Ce nu l-au curățat până acum. Ăsta iese cu totul. Așa, uitați, cioculețul. Gura lui cum ar veni. Iată. Așa, ăsta altul l-au curățat. Aici i-au scos tot. Și aici anuntul, ce mai găsim? Plastic ce mai are pe aici? Are aici, mai venit coloana vertebrală. Trebuie curățată bine. Acum am să o spăl. Și o să-i mai curăț rămășițele de acestea, că trebuie să-l tăiem cerculețe. Așa, aici avem... De aseară le-am făcut, am pus la marinat în ulei de măsline și cu lămâie. Avem calamari. După aia avem, tot la fel am făcut și cu caracatița și cu garidele. Și acum le vom prăji. Calamarii le dăm creveți, pe... Creveți, dragă română, creveți. A, da, creveți. Creveți sau veți cre. Așa, cum eu zice. Veți cre ori creveți? Veți creie. Da. Și le dăm prin pesmet și după aia le prăjim. Până l-am pus la prăjit calamari. Îi pierdem în ulei. Bine, așa s-a făcut din cauza pesmetului, s-a negrit un pic. Și oa sunt cam stângați, că da, m-am cam trezit de dimineață și nu sunt de stângați. Nu e problemă, totul se rezolvă. Fetele își fac părul. Se pregătesc pentru 8 martie. Noi aici, băieții, pregătim mâncărica. Uitați cum ies. Acum gata. Mai devreme am avut o pățanie, am ars câțiva, că am pus, avem un aragaz nou și am pus la maxim plita să fie se încingă. Și cam că am ars. Nu că s-au ars, era să iau focul totul. Dar mă rog. Era să fiu bine făcut, să ies bine făcut, nu sânge. Așa, aici am pus, după cum se vede, garidele, le-am marinat de aseară în ulei de măsline și cu lămâie. Creveți. Așa, creveți, eu zic în greacă. Aia, acum am blocat, cu greaca eu, în creveții, deci. Le-ai marinat cu ce? Cu ulei de măsline și cu lămâie.
Și acum o să-i punem la cuptor pentru circa 10 minute. 10 minute e mult, până în 10 minute. Când vedem că devin gălbui. Temperatura? Temperatura la 180 de grade. Stella, am să fac observații, că eu sunt începător în gale filmat, eu nu prea vorbăresc de felul meu. Eu, așa, vorbesc cam un cuvânt pe oră. E nici chiar un cuvânt pe oră. Da, e așa, cam azi mă dur. Ce faci tu fără din mine, da? Vine cu complicare. Deci acum o să meargă la cuptor. Eu sunt astăzi șef aici, eu urmăresc, dau indicații, arăt cu degetul ce și cum, unde, până unde. Restul băieții astăzi ei ne pregătesc cu nouă prânzul. Așa arată platoul nostru cu fructe de mare. Ele se servesc cu un vin alb. În cazul nostru noi o să folosim niște martini. Acum voi pune niște suc de lămâie extra. Asta trebuie mult suc de lămâie. Doar cum v-am zis și mai devreme, l-am marinat cu o noapte înainte. Da, ăsta l-am marinat, dar nu strică și extra. Așa. Aici avem și nițele, că avem aici cameramanul nostru, el nu mănâncă fructe de mare, nu-i plac. Pește, fructe de mare, el se abține. Așa, aici avem și nițele cu susan. Aceasta este masa noastră de 8 martie. Mai avem și tort. Mai avem și tort. Tortul făcut de Stella. Vi l-am prezentat deja pe canal. Da. Acum vom merge și la mare. Urmează să facem un live, probabil un live-ul l-ați văzut, nu știm exact cum o să fie, că o să fie live-ul inițial sau filmarea de acum. Vedem, în funcție de dacă internetul grecesc, avem și noi dacă internet suficient. Dacă o să suficient. Meargă semnalul pe plajă, o să facem live de pe plajă, dacă nu, va fi după această... Va fi de acasă live-ul, da, cum îl facem, deci oricum azi seara ne vedem la un live. Da, și posibil această fi... Posibil, mai mult ca sigur o să vedeți acest vlog după live. Deci urmează să mergem, hai prin, cum se zice, mergem hai așa, mergem și noi de nebuni prin Grecia, da? Prin la pe plajă. Pe plajă. Sunt mai multe zone acum în Atena unde plouă, dar am găsit una unde doar sunt nori. Vedem. Vedem. Deci vedem. O să vă luăm cu noi, deci urmează, noi acum stăm la masă, sper și dumneavoastră stați la masă de 8 martie și după aia vă luăm cu noi la o plimbare. Pe această ocazie aș vrea să urez un sincer și car la mulți ani de tuturor doamnelor și domnișoală, mă și bâlbâi, am emoții. Și domnițelor. Și să ne ajute Dumnezeu să ne vedem cu bine. Am plecat de acasă, între timp am făcut o probă de live, probabil printre dumneavoastră m-ați văzut. Cineva a găsit care să-mi amărască un pic ziua, a venit cu un pic de piper în live, n-are nimic, mergem înainte. Și acum ne îndreptăm spre Glifada, mergem spre mare. Am ales un loc special unde vreau să intru de acolo în live, special pentru dumneavoastră, intenționez să văd asfințitul de acolo, acum să vedem dacă timpul ne permite lucrul ăsta, să vedem, astăzi am prins o zi așa mai cu nori. Deși ne-am uitat pe meteo și în zona ar trebui să nu fie nori, acum să vedem dacă găsim așa. Oricum vreau să vă duc într-un loc frumos, să vă arăt ceva frumos. Rămâneți cu noi! E ușor ne apropiem de zona unde vrem să facem live-ul și vă arăt drumul. Cum se numește zona asta, Cătălin? Cavuri, deci Cavuri. Este Capul unde, Cavuri. Undeva între până la Varcheza, deci până la orășelul Varcheza, când mergi între Glifada, când veniți în Atena, noi vă arătăm și bălăriile de lângă Atena, ca să știți, în cazul în care veniți prin Atena, vă arătăm și locuri care sunt mai puțin promovate, le cunosc doar localnicii și de-aia vrem să vă arătăm locuri care nu le vedeți așa în fiecare zi sau chiar atunci când veniți să vedeți Atena. De-aia și mereu vă arăt... Aici e o peninsulă, asta e peninsulă este aici. Da, exact, este o peninsulă. De-aia și vă arătăm locurile astea când mergem așa. Noi întotdeauna ne-a plăcut să vedem ceva dincolo de ceea ce văd toți. Noi nu suntem o familie care iubim mall-urile, tot ce înseamnă comerț, chestii de genul ăsta, noi suntem cu natura, noi suntem așa, o familie de lupi, suntem mai sălbatici, iubim foarte mult natura și de-aia în vlogurile noastre mereu o să vedeți
peisaje frumoase, ceea ce nu ține de creația omului, este creația creatorului, care omul prin intervenția sa mai mult distruge decât face ceva frumos din ceea ce creatorul deja a făcut ceva frumos. Vrem să vă arătăm ceva aici superb. Am ajuns în zona în care noi am dorit să vedem aici Sfințitul. Acum să vedem, că timpul nu prea ține astăzi cu noi. Este un pic înnorat, dar locul este superb și vreau să vă încarc cu energia mării pe toate doamnele mele frumoase și minunate și scumpe așa cum sunteți întotdeauna. Apa este o energie feminină și ne încarcă de fiecare dată că suntem în preajma ei și de aia am ales pe noi fetele, da, pe noi fetele și nu doar fetele, încarcă și bărbații. Dar în general se zice că apa este o energie feminină. Așa? Și unde sunt scări? Mai cobor eu pe aici. Și m-am dus într-un loc pe care eu îl iubesc foarte mult. Aici am filmat și epilogul la romanul meu, la Iubirea noastră, Puterea noastră, tot aici l-am filmat, dar atunci nu v-am arătat toată zona. Dar acum vreau să vă arăt ce vedem noi. Prin ochii mei să vă transmit și dumneavoastră frumusețile din Grecia. Pentru că sunt minunate și merită promovate, merită să arătăm tuturor cât de minunat este aici. Uitați-vă ce văd ochii mei, vă transmit prin ochii mei și dumneavoastră. Noi chiar aici am filmat, deci să mă dau așa mai la distanță, aici am filmat epilogul la romanul Iubirea noastră, Puterea noastră, exact pe piatra aia am stat, așa, și acum haideți să ne plimbăm un pic pe peninsulul pe aici, să vedeți zona cât de frumoasă este. Nu necesită nicio intervenție umană ca să stricăm ceea ce a creat creatorul, este superb. Cum a zis Bianca mea, a zis că mami, știi, Dumnezeu este un inginer perfect. Exact așa este, Dumnezeu este, este totul și a desenat totul cu o imaginație atât de frumoasă și cu o creație atât de imensă. Apoi și așa se desenează. Că noi niciodată n-am putea crea ceea ce creează creatorul. Locurile astea unde sunt așa sălbatice, unde noi oamenii, Bianca, tu stai aici, nu te apropia, mamă, nu te apropia aici, aici suntem pe o stângă, foarte abruptă. Hai să mergem un pic la mare. Aici familia mea, băieții mei, care astăzi mă răsfață cu toții pe noi, pe noi, doamnele, domnișoarele. Machi, uite-o, și aici fetița noastră, ea este fetița noastră fericită, cu minte. Aici este o pistă pentru elicopter. Deci dacă aveți un astfel de mijloc de transport, puteți aterisa aici. Așa arată live-ul, adică... Vreau să ne spuneți dacă... Așa tu se arată un live? Vreau să ne spuneți dacă ne auziți bine și dacă ne vedeți bine.
așa de la stânci, adică. A trebuit să urcăm pe pietre și m-am dus aici. În continuare live-ul. Uitați aici pietre mari. Cum urcă pe ce prin spate. Uite, de acolo am pornit. Acolo e și o insulă. Foarte multe femei am pierdut acel ceva, esența aia creatoare, am pierdut-o din nou. Și asta e și mare. Am devenit femei. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Și cam așa, noi ne-am petrecut o parte, urmează și partea a doua, mai târziu, urmează să intrăm.